Acuatim anunță că în mai multe localități din Timiș presiunea apei va fi scăzută. Acest lucru se datorează lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție. Pentru lucrări de spălare a rețelei de distribuție pe 30 octombrie între orele 8-15 presiunea va fi redusă în Știuca și Zgribești. Între orele 9-14 presiunea va fi redusă în Pietroasa, Crivina de Sus, Spoieni și Fădimac. Iar pe 31 octombrie între orele 8-15 presiunea va fi redusă în Oloșag și Herendești transmit reprezentanții Aquatim.